De la părintele avem o moștenire impresionantă. În primul rând, învățătura părintelui. Ne-a urmat de la părintele peste 45 de cărți editate până în prezent, cărți care cuprind conferințe, care cuprind interviuri, studii publicate, articole publicate de părintele Teofil în diferite ziare sau reviste. Ne-au rămas de asemenea foarte multe înregistrări. Părintele și-a înregistrat, de când au posibilitatea, cuvântările, predicile, și la început spunea că le înregistra pentru sine și le reasculta ca să se perfecționeze, mai apoi să vadă cum l-a inspirat Dumnezeu să lege anumite idei. Însă, în ultima vreme, spunea părintele că înregistrează mai ales pentru noi. Și zicea părintele, voi puteți să porniți de la concluziile mele. Și este un lucru extraordinar că putem porni de la concluziile părintelui Teofil. Părintele a fost un om care s-a declarat un om împlinit, un om fericit. Și cu adevărat era fericit, se vedea pe chipul lui, iradia bucurie, fericire și chiar a formulat o scară a fericirii într-un pliant despre învățătura, o sinteză a învățăturii părintelui Teofil. Am cuprins și această scară a fericirii pe care o propune părintele Teofil, adică un om care își dorește să fie fericit trebuie să fie mai întâi un om credincios. Și credincios în limba greacă se spune teopist. Cel care este credincios împlinește poruncile lui Dumnezeu și devine rob, slujitor al lui Dumnezeu. În limba greacă, robul al lui Dumnezeu se spune teodul. Cel care împlinește poruncile lui Dumnezeu ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu și cunoscător de Dumnezeu în limba greacă se spune teognost. Dacă ești credincios, dacă împlinești poruncile lui Dumnezeu și îl cunoști pe Dumnezeu, ajungi să-L și iubești pe Dumnezeu și iubitor de Dumnezeu, se spune în limba greacă, Teofil, chiar numele părintelui. Și cine îl iubește pe Dumnezeu, acela este fericit și în limba greacă, fericit, se spune Macarie. Așadar, scara fericirii propusă de părintele Teofil, aceasta este. Să fii credincios, să împlinești poruncile lui Dumnezeu, împlinind poruncile lui Dumnezeu, ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, cunoscându-L pe Dumnezeu, îl și iubești pe Dumnezeu și dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci sigur ești fericit. Făcea parte deja din peisajul spiritual al nostru. Și atunci când a plecat la Domnul, a lăsat un gol mare. Pentru că a făcut parte din pleiada părinților râvnitori și de referință pentru vremurile frământate și de dinainte de 89 și de după 89. Oricum, așa ne învață părinții duhovnicești că cei ce se îngrijesc de sufletele altora sunt ca niște mici profeți. Pe de o parte, datorită vieților sfinte, sunt în măsură să intre în legătură cu Dumnezeu și să-i prezinte Tatălui Celui Ceresc toate problemele pe care noi le avem și îi le mărturisim Lui. Iar pe de altă parte, sunt în măsură ca de la Dumnezeu să aducă mesajul trebuincios pentru orice suflet. Ceea ce vrea Dumnezeu cu mine personal, îmi spune duhovnicul meu care a intrat în legătură cu Dumnezeu și i-a prezentat problemele mele. Ei, un asemenea om cred că era părintele Teofil. Venea nu numai la conferințele duhovnicești consacrate și la care se aduna lume multă, ci
și la facultatea de teologie și la seminarul teologic, le vorbea tinerilor, se ducea și la liceele mari. Și de ce nu? Trebuie să spunem că avea mulți ucenici și printre preoți. Și dacă era rugat, participa la sfintele slujbe. Și se foloseau mult credincioși și prezenți. Acum, fiind în împărăția celor drepți, noi credem că Dumnezeu îl învrednicește să se roage și de acolo pentru cei ce l-au iubit, l-au prețuit. Îmi face o deosebită plăcere și bucurie să vorbesc despre Părintele Teofil în chilia Părintului Teofil. Totul parcă se coboară în jurul nostru și să știți, așa cum îmi place mie să spun, că e tare înălțător plecând să pleci din lume luminând. Când ai ajuns la căpătâi să pleci, însă să și rămâi. Părintele a plecat dintre noi, dar nu din noi. Dovadă, cărțile pe care le-a lăsat, gândurile frumoase pe care ni le transmite peste veacuri și la rândul ne, suntem datori să le lăsăm posterității, pentru ca nu cândva vreodată Părintele Teofil, Doamne păzește, să fie marginalizat, să fie dat la o parte, sub nicio formă. Ziceam mai devreme și mă bucur că m-ați întrebat acest lucru, diferența între păcat și greșeală. N-am găsit nicăieri decât la Părintele Teofil și să știți că a trebuit să tocesc, zicea dânsul, până am învățat. Aceasta este diferența. Înțeleg pe fratele meu în greșeală, dar să fie greșeală adevărată. Dacă greșeala ce este în tine s-a făcut așezare și adevăr, nu mai e greșeală, ci păcat de moarte. Ceea ce se cronicizează, ceea ce faci la început mic, dar le faci mereu și te stăpânesc, devine din greșeală păcat. Mai zicea părintele, tare frumos, tare înălțător, că în viața aceasta preotul are o misiune sfântă. De ce? Pentru că el trebuie să-și dea tot din ființa sa pentru a reda oamenilor fericirea de a-și trăi nefericirea. Ia gândiți-vă ce frumos! Să redai omului fericirea de a-și trăi nefericirea. Răspunea să avem grijă și de sufletul nostru. Și știți că mereu zicea Părintele Teofil așa de frumos, barba fratelui vreodată de se aprinde, sări și îl scapă, însă mai întâi de toate barba ta să o uiți cu apă. Și mai zicea de pildă, veneam cu pomelnice când am avut soția, mai târziu când am avut copiii la școală, la examene. Cea dragă să știi că și ateii și-au examenele fără rugăciune, prin muncă. Gunădejdea fără muncă, nu-ți răsare grâu în luncă, dar cu amândouă în plug, umpli lumea de belșug. Pe Părintele Teofil Părăian l-am cunoscut în anul 1992. Pe atunci eram student la teologie și împreună cu un grup de colegi ne-am deplasat la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus cu gândul acesta să-l întâlnim pe Părintele Teofil. Și l-am întâlnit, l-am cunoscut, Părintele ne-a și spovedit și de atunci am intrat într-o legătură prietenească, o legătură de tată-fiu, părinte duhovnicesc, și îl păstrăm în amintirea noastră, în sufletul nostru și astăzi. Pentru că, spunea Părintele Teofil, cine intră în inima mea, intră pentru veșnicie. Și așa este și pentru cei care l-au cunoscut. Atunci, în acel an, 1992, Părintele și-a luat mașina de scris și în fața tuturor, câți eram acolo, a șternut pe hârtie, pentru cei care văd, un fragment din Sfântul Marcu Ascetu. Când îți aduci aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea ta, că atunci când îl vei uita, Dumnezeu să-și aducă aminte de tine. Și ne-a mai scris un gând pe care un grup de germani, de nemți, l-au așternut în Cartea de Aur a Mănăstirii, atunci când au vizitat mănăstirea. Au scris ei așa, pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân, binecuvântare
celor ce pleacă. Și ne-am gândit noi atunci, oare pentru noi este pace, este bucurie sau binecuvântare? Nu am rămas la mănăstire, niciunul dintre colegii noștri, toți ne-am întors la ale noastre, dar am revenit cu aceeași dragoste la părintele pe care l-am cunoscut ca un adevărat prieten.